nivelul Mării Galilei, unde Iisus a umblat pe apă, este în creștere. Din nefericire, însă, pe parcursul anilor, marea s-a micșorat din cauza secetei. Totuși, datorită ploilor abundente din această iarnă, situația s-ar putea schimba. De la începutul sezonului, nivelul Mării Galilei, sau Kineret, cum îi se spune în Vechiul Testament, a crescut cu un metru. După cum vom vedea într-un material video, apa iese din matcă. În timp ce mulți sărbătoresc evenimentul, Marea Galilei încă nu este plină și nu poate face față cererii crescânde a Israelului pentru apă. În Israel, consumul de apă este mai mare față de apa rezultată din ploaie, de cantitatea de apă din Marea Galilei și din alte surse. Astfel, anual, există un deficit de apă. Nivelul Mării Galilei mai trebuie să crească un metru pentru ca marea să fie plină și mulți se roagă pentru mai multă ploaie.